Suntem în Joia Mare și această zi are o semnificație specială pentru credincioși. E ziua în care a avut loc cina cea de taină și discutăm despre simbolismul acestei zile și despre cele mai importante tradiții ortodoxe creștinești cu preotul Gabriel Cazacu. Bună dimineața, părinte! Mulțumim foarte mult că sunteți cu noi! Bună dimineața, Doamne ajută! Fost binecuvântat tuturor telespectatorilor! Vă îmbrățișez cu bucurie, dragii mei, cei aflați în studio! Mulțumim foarte mult că sunteți cu noi. Știu că pentru dumneavoastră e și o zi foarte intensă, pentru că sunt foarte mulți credincioși care vin la spovadă, așadar noi vom avea un dialog foarte scurt, așa ca de știri. Spuneți-ne, la ce suntem atenți astăzi? Dacă ne luăm un răgaz, să reflectăm, nu să facem pregătiri toată ziua, poate după serviciu ne rugăm puțin. Pe ce ar trebui să ne concentrăm astăzi? Ar trebui să ne gândim să participăm la denie. Este una din cele mai frumoase denii din anul bisericesc. Este denia celor 12 evanghelii, o denie cu niște lecturi biblice superbe prin care aflăm cum și de ce Mântuitorul Iisus Hristos se jertfește pentru mântuirea noastră a tuturor păcătoșilor. Este cina cea de taină, este momentul acesta frumos în care se instituie Sfânta Euharistie. Bezi dintr-o acesta toți, acesta este trupul meu, luați mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Este un moment superb, un moment de regăsire spirituală, un moment de binecuvântare. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată modelul suprem de smerenie, spală picioarele ucenicilor și le încredințează după aceea rugăciunea domnească. Cum să ne rugăm, Doamne? Voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Este o procesiune specială în cadrul căreia se scoate Sfânta Cruce în mijlocul bisericii și ne pregătim, dragii mei, să intrăm în această atmosferă spirituală de tristețe, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos mai are de trăit câteva ore. Noi oamenii îl vom judeca, îl vom răstigni, va muri pe cruce, dar peste puțină vreme va învia, biruind moartea și păcatul. Deci, părinte, suntem un pic mai reținuți astăzi, încercăm să ajungem la slujbă seara, ce nu avem voie să facem, și aici nu mă refer neapărat la tradiții profane, da, legate de etnologie, de etnografie, ci la tradițiile bisericești. Muncim astăzi, pregătim ceva pentru masa de Paște, se întreabă foarte multă lume, avem voie să vopsim ouăle astăzi, să frământăm pască, cozonac? Prin tradiții astăzi se vopsesc ouăle. Pentru că gospodinele, dacă n-au avut timp, mai ales în marile orașe, în marile aglomerări urbane, este mai greu să ținem aceste rânduieli. Astăzi putem face aceste treburi finale. Stingem cuptorul după ce am rânduit toate cele culinare și aprindem flacăra credinței în inima noastră și venim la biserică, ne spovedim, ne împărtășim și avem grijă să ne curățăm și haina sufletului. Această sărbătoare, cea mai mare a creștinătății, presupune multă lumină, lumină spirituală, lumina care vine de la Ierusalim, dar trebuie să corespundă unui asociat foarte important din inima noastră, lumina din sufletul fiecăruia. Haideți să scoatem la lumină ceea ce avem mai bun și mai frumos, fiecare în sufletele noastre, și să-L întâmpinăm pe Hristos cel mort și înviat pentru păcatele noastre cu ceea ce avem noi mai bun în sufletele noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Foarte scurt am să vă rog să le faceți o urare tuturor celor care ne urmăresc acum. Asta înainte să vă spun, spor la treabă, post luminat în continuare. Nu e ușor lucru ce aveți de făcut în următoarele zile, pentru că e spovedit, e împărtășit și cu siguranță aveți mulți credincioși în parohie care vă caută în perioada asta. Așadar, o scurtă urare pentru toți cei care ne urmăresc. Le urez tuturor românilor să fie binecuvântați, să aibă sărbători pascale binecuvântate, cu lumină în suflet, cu bucurii, cu dragostea mărturisită a celor aproape, a celor dragi, a celor pe care îi primesc în casele lor, să venim la Sfânta Biserică, să nu lipsim de la Sfânta Biserică, să cântăm împreună în Noaptea Sfântă: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le, să fim milostivi, adică să împărțim din cele pe care le-am pregătit și celor săraci și să ne bucurăm de acest cel mai mare praznic al creștinătății. Mulțumim foarte mult! Paște binecuvântat, părinte, dumneavoastră și întregii comunități de la Mănăstirea Cașin.